În dimineața zilei de astăzi, Primăria Capitalei a procurat un brad de la un locuitor al satului Cojușna, raionul Strășeni, fostul județ Chișinău. Acest brad e o relicvie. Mă doare că era frumos, înfrumusețea și casa tot, dar trebuie să înțelegem că sunt niște condiții care nu permit să crească mai mare. Face să jertfiește așa un brad pentru capitală. Se pare că primăria a fost obligată să caute brazi prin ogrezile particulare ale țăranilor. Asta pentru că, potrivit unor informații neoficiale, Agenția de Stat Moldsilva a refuzat să vândă un brad Primăriei Capitalei. Șeful Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi din municipiul Chișinău, Eliferie Haruța, deși nu a confirmat acest lucru, a găsit o scuză delicată. Dar cum l-ați găsit? Am luat prin sat și l-am găsit. Am fost prin sat și l-am... Dar de ce l-ați luat de la Moldsilva? La Moldsilva nu are bara argintii și e foarte greu de intrat în pădurile lor. Ei a spus, puteți să vă alegeți, dar până și noi nu avem așa brad ca pentru realizare. Bradul însă nu a ajuns la Chișinău. Mașina în care acesta era transportat a fost oprită la ieșirea din sat. O încărcătură. De unde v-ați luat? Dar cum v-ați luat? Mai ies cu așa-mi document? Ce mai ies? Acte de cumpărare, vânzare, decizia primăriei municipiului, dispoziția primarului general și acte de ceea ce se poate. Acte de ceea ce se poate. Deci nu sunt la șofer? Nu, noi suntem alături, suntem și. Dăm la șofer, nicio problemă, lasă fie la șofer. Deci el trebuie să fie la mine contabilitate. După ce i-a urat drum bun șoferului, agentul de circulație s-a răzgândit și a declarat că bradul trebuie să fie verificat de Inspectoratul Ecologic. Le-ați spus drum bun. Trebuie de verificat, nu nici strașnic. Că... Păi de unde a apărut? Ați văzut, da, domnule? Păi de există un contract, cumpărare-vânzare, pe care v-au prezentat. Păi să vii Inspectoratul Ecologic, o să verifici și o să mergi mai departe, nu e nici antimedia. Adică cetățenii care își cumpără acum un brad trebuie să aibă niște acte de la Inspectoratul Ecologic? Nu vă pot răspunde întrebarea. Totuși, unde ați primit această indicație? Cine v-a zis? Ne scuzați, nu vă putem spune mai mult. La ocolul silvic din raionul Strășeni, nimeni nu aștepta bradul, iar directorul instituției a declarat că bradul nu-i aparține, întrucât a fost procurat de la persoane particulare. Dar nu am văzut bradul, oameni buni. Ce prevede legea? Ce s-a întâmplat? Stați, povestiți-mi. Spuneți-ne, poliția rutieră de câte ori vine cu bradul la dumneavoastră? Dar cu bradul la mine? Azi nu a fost nimeni, voi sunteți primii. Noi braze avem de tot fel. Și de ăsta toți? Posibil de este avem. Dar e al dumneavoastră? Nu-i bradul nostru, oameni buni. După ore bune de așteptări, fără explicații din partea agenților de circulație și fără niciun fel de verificări, la fața locului s-a deplasat proprietarul bradului, primarul general Dorin Chirtoacă, să vadă și el achiziția. Chiar frumușel. Frumușel. Cred că tocmai potrivit. Și-mi place că e argintiu, cum a avut și acel de anul trecut. Nici primarul nu a putut înțelege motivele pentru care bradul a fost sechestrat de către poliția rutieră. Cază... Nu i-am raportat la conducere, tot ce vă pot spune, tot întrebări la conducere. Păi atunci putem să plecăm, nu? Tot cu camion, pentru că văd că nu aveți nicio pretenție. Aveți vreo pretenție față de camion? Noi am șoferul, am raportat. Dar nu are șoferul nimic. Eu sunt acela care reprezint. Spuneți-mi, vă rog, care e problema? Nu vă pot spune. Cum nu puteți spune problema? Pomul, ia lui. Documente are? Pomul respectiv. Mașina are documente? Se verifică... Arătați-vă, rog, ce documente. Se verifică... Documente, la cine sunt? Tot ce vă pot spune. Documentele unde sunt? Documentele sunt la noi. Vă rog să mi le prezentați. N-aveți dorul să rețineți documentele. Nu vă întoarceți cu spatele, că nu e nicio... Nu vă pot să vă dau documentele. Cum nu puteți să dați documentele? Eu am raportat conducere. Aveți întrebări la conducere. Vă opriți o mașină pe stradă, ce faceți? Să rețineți documentele și vă sequestrați mașina? Mai mult nu vă pot răspunde. Păi, dar mă scuzați. Ce spune, mă scuzați, nu vă pot spune nimic. Ne abținem de careva declarații. Conducerea la curenturi să clarifici cauza. În semn de protest, primarul a luat cheile de la mașina agenților de circulație, pe care le-a întors colegilor acestora, dar care nu au recunoscut acest lucru.
Și dacă le scoat, ce să faci? Cum ați făcut dumneavoastră, așa am să fac și eu. Nu o să fug. Dar plec la primărie. Arătați-ne cheile de la mașină. Deci apropiat de noastră să vă dea cheia. Ați primit cheile? N-am primit ce cheile. Deci are că noi am văzut. Ați primit cheile? Doamna, eu plus cu furplanul. Am încercat să demonstrez că nu există o altă abordare la fără de lege decât o încălcare demonstrativă a actelor normative în vigoare pentru a-i pune și pe respective în situația de a vedea ce înseamnă să fie încălcate drepturile. Și în prezent, pe lângă faptul că le-am întors cheile, mai și mint și spun că n-au primit nimica. Ceea ce înseamnă că probabil poate să urmeze, cine știe, un dosar administrativ sau un dosar penal. Bradul primăriei Capitalei, care urma să fie instalat astăzi în piața Maria Dunări Naționale, a rămas la ocolul silvic din Strășeni, iar în centrul Chișinăului a fost instalat un alt pom, cel al guvernului.